Apropo de asta, dacă ne întoarcem puțin la produsul creativ și dacă ne gândim că el este cumva un mariaj între o zonă de strategie în care găsești o direcție, o plasare cumva în piața asta, o zonă de creație esențială și o zonă de cultură populară, să spunem, cum e la fierbinții. Cât ai pune tu niște procente pe toate aceste zone pentru un produs care să fie viabil în vremurile astea? Cât ar trebui să fie? Trebuie să fie bun la amândouă, adică nu știu, adică nu să zic. Dar mi-ai văzut strategie în calupul ăsta de care vorbeam în ultima vreme? Mă, acum și cu strategia asta, e ideal dacă nu o vezi, dacă mă întreb pe mine. Adică strategia care se vede, dacă știi, adică știi că sunt genul de reclame care, știi, mă uit la ea și citesc brief-ul, știi? Băi, nici asta nu-i bine. E ca un om în care, deci, al cărei scheletul văd. E un pic disgrațios să-ți văd scheletul în carne și de asta. Înseamnă că, deci când îți ies oasele pe piele, înseamnă că cineva uita să pună carne și mușchi, știi? Deci, cred că e bine ca strategia să nu fie evidentă. De asta e mai greu să te pronunți pe asta. Cine știe? Poate că tot felul de tâmpenii din astea, de fapt, sunt very on brief, foarte, au o strategie subtilă, dacă funcționează foarte bine, when it really does the trick. Dar, mă rog, deși modul în care o faci, ar putea să, nu știu. Dar, cu totul e mai puțină strategie, dacă gândim la cuvântul ăsta, mă rog, pic a văzut de asta, și e foarte multă tactică. Când toată lumea gândește short-term, când toată lumea se gândește la, bă, de obicei la 2 luni de acum înainte, nici măcar, știi, deci măcar nu e vorba de semestrită, știi, care deja e cancer, știi, când te gândești deci doar 6 luni în față, ceva nu e foarte în regulă. Mă întreb dacă multă lume gândește 2 luni în față, la asta, deci la cum se comportă. Deci e foarte multă tactică. Acum. Deci odată, filozofic vorbind, nu prea mai rămas rost de multă strategie. Și o grămadă de strategia care există, ca să zic așa, se face undeva de la noi, adică global. Ăsta e brandul, hai, roll it through the world. Asta este. Se gândește la Frankfurt, la Praga, la, nu știu, în Singapore, în San Francisco, așa. Mult mai puține lucruri de astea se gândesc strategic în România. Nu suntem un mare hub de, nu știu ce, și pentru că nu suntem o mare piață. Deci o piață foarte importantă din punctul ăsta de vedere. Deci, ușor cu strategia, dar nici nu e multă și... Și te-ai strategie. Bă, gândești odată, ar fi... Sincer, ar fi bine să te țină 7 ani. Dacă, ok, știu, schimbările, nu mai ține nimic 7 ani. Bă, dar parcă nici din două lucruri, știi? Și între creație și cultura asta populară, ce ar trebui să predomine? Creația este, cum se cheamă, creația face baie în cultură populară, așa ar trebui să fie. Să fii... să înnoți în cultură populară. Asta e. Însă să nu uiți că, adică, să fie destul, adică, tu ești un fel de rățușcă de-asta de săpun care să dizolvă în apă asta. E greu să spui care e cultura populară și care e advertising-ul. Tu, la rândul, trebuie să fii conștient că tu ești și, că și tu ești creator de cultură populară. Ar trebui să fie foarte, asta din ambele sensuri. Tu iei de la ei și ei ar trebui să ia de la tine. Știi? Adică, it goes both ways. Și de asta cumva trebuie să te simți așa, nu știu, adică... Exact asta mi se pare că e frumos la a lucra în creație, în chestia asta. You're part of a popular culture. Și asta ar trebui să fie, deci, mica ta ambiție, așa, să le arunci lucruri la voleu, știi, oamenilor. Adică, pe care să le folosească. Să le dai niște pase culturale care să le vină bine și să le folosească.